Hai că avem treabă. Astăzi este una din zilele grele. El tot caza cu muncă grea se cheamă, nu? Deși arată ca și cum tu ai dormit în ea, este soluție de curățat bio. Ah, ce arde. Pa! Munci până acum, am muncit. Să mai muncește și alții. Da, vorba multă sărăcie omului. Hai, dați să vă arăt. Hai că avem treabă. Curaj. V-am așteptat, nu de alta, dar azi sunt propriul meu șef. Asta nu înseamnă că o să fie o zi ușoară, pentru că sunteți pe vasul unde eu lucrez capitan. Vă invit să vedeți cum arată o zi din viața mea aici, ce se întâmplă, cât de frumos sau cât de greu este. Asta o descoperim împreună. Mie îmi face plăcere. Noi aseară ne-am întors de pe mare, destul de târziu. Vasul arată un pic într-o formă mai dezordonată, să zic așa. Trebuie să ne pregătim. Astăzi e o zi în care avem timp să facem curățenie, să facem mentenanța, să umplem rezervoarele, pentru că mâine din nou ieșim pe apă. Așa că astăzi este una din zilele grele. Nu știu dacă va fi o muncă grea, pentru că mie îmi place ceea ce fac. Dar vorba multă sărăcie omului. Hai, dați să vă arăt. Aici eu pot să vă căsătoresc, să vă despart, sunt primar, general, ce vreți voi. Hai, dați să vă arăt. Ăsta e living-ul meu. Aici se stă de obicei la taclale. Nu băgați în seamă ce-i pe masă, că o să vă dați seama despre ce am vorbit. Aici începe distracția. Jos sunt camerele unde se doarme, sus este flight deck-ul unde se petrece lumea și aici e bucătăria, dar la bucătărie momentan mai trebuie să lucrăm un pic. Primul lucru pe care o să-l facem astăzi este să facem curățenie, pentru că e cel mai important lucru ca tot timpul vasul să fie curat. Așa că o să începem, cum e normal, de jos în sus. Voilà. Ce am uitat eu să vă zic este că m-am trezit mult mai devreme decât să veniți voi și până atunci am făcut deja curat în două camere, că nu merge așa pe vas să te trezești târziu. Da, așa că astăzi sunt și menajeră. Facem patul, să vedem. Groaznic. Atâta pot. Poate trebuie să chemă menajeră? Arată rău. Auzi, în țara lui merge așa. Important e că e curat. Mai fiți cărcotași, hai. Să nu mai zică cineva că nu-ți bun de însărat, da? Fac curățenie, schimb patul, strâng, tot meniu. Deci, și tot nu înțeleg de ce nu mă ia nimeni. Bun. Așa, facem curat și în baie, spălăm. Hai că dacă am terminat și patul ăsta, e gata, curățenia. Asta este al doilea dormitor matrimonial. Primul, cel unde am pus lingerie albastră, este master bedroom, așa se cheamă. Este cel mai mare de pe vas. Asta în care nu suntem noi acum este al doilea dormitor matrimonial, are pat matrimonial și un pat de copil, în cazul în care familia are 3 membri. Fiecare baie, fiecare dormitor are baia lui. Asta partea cu curățenia în camere, de obicei nu fac chiar eu. Există o femeie care vine și face curățenie, dar pentru că ați fost voi invitații mei astăzi, am vrut să
vă arăt că sunt harnic. Acum, dacă nu vă convine, semnați condiția de reclamație. Mai am baia asta și mergem să facem curat în living. Și mi-e frică de ce o fi sus pe flydeck. Acolo s-a petrecut lumea. Este una din chestiile pe care mi-e place cel mai tare să le fac. Ce vorbești? Altul moare și așa n-are. Gata. Hai, sus pe deck, că cine știe ce-o fi acolo. Vedem ce mai strângem, că după aia trebuie lustruit. Îți chiar adevărată tehnica, nu te joci cu tehnica. Așa, asta vine la locul lui aici. Doi, simetric. Una aici. Una aici. Crezi că am transpirat un pic? No. Bine, în cauza faptului că marea e foarte sărată, se potează în fiecare zi geamurile, dar în mod normal, dacă nu ajungem seara înapoi în port, în fiecare seară se spală barca. Barca niciodată nu o lași să stea peste noapte după ce ai fost pe mare. Acum, noi am ajuns destul de târziu, este o excepție, dar o să ne punem imediat să spălăm. Trebuie umplut rezervoarele de benzină, de motorină, rezervoarele de apă, după aia dăm frumos cu ceară să strălucească. Să arate bine! Ce, cum să faci curățenie fără muzică? Eu n-am auzit pe nimeni să fac curățenie. I want to break free. I want to. Aolo, stai că nu-i melodia aia, nu e bună. Am mai dat seama că nu. Rev. Melodia aia nu e. Aici știi cum e, e munca de acasă și eu e home office și la mine, home office, asta este, aici dorm, aici mănânc, aici muncesc. Hai că mai avem partea asta, ducem gunoiul, facem curat și dăm ce pe partea mișto cu apă. Bun, gata, ducem gunoiul și ne apucăm de treabă. Auzi, eu nu zic că l-am găsit la gunoi, dar e colegul meu cu care eu plec pe apă, da? Capitanul mai mare în rang. Care știe... Bă, dar ești tu, dar ai muncit ceva. Am muncit, hai că ai treabă, dacă tot ai venit, hai să mă ajuți. Ca să știți, asta se cheamă așa.
pupa și prova. Babord și tribord. Ați învățat, da? E simplu. Babord și tribord stânga-dreapta, pupa și prova în față și în spate. O șosetă să mă arăt ce-și fac. Ce-s astea, Cătăline? Saule, parâme. Saule, parâme, cum vrei să le spui? Hai, 1, 2, 3. Balonul e în apă. Hai că-l bate vântul spre mare. Da, 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 cu slăbă. Dar las că-l bate vântul. Aoleu, hai, 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 repede, dă-te. Dă-te, hai, 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 hai. Știi unul de ăsta? Știi cum e să arunci în port fără să ai de-astea? Da. E doar întrețină. Vezi că vreau să umflăm două baloane după aia. Vreau să intrăm jos la sala motoarelor să umflăm astea două baloane, să le facem mai mari. O să-l pun și pe ăsta aici. Așa. Hai mă să vezi cum se fac faci un nod. Mărinăresc. Ca și în viața de zi, acest individ trage chiulul. Se fofilează de la muncă. Am muncit până acum, am muncit. Da, știu. Să mai muncește și alții. Trebuia neamărin aici, ați. Să te puțin. Nu, mersi, hai. Uite, sunt transpirat în continuu. Am muncit, n-am stat nici măcar 5 minute. Deci dacă nu știați, Cătălin este înscris la Academia Navală. Da. Deci acel bătrân vrea să se facă marinar, vrea să ajungă în cel mai bun scurt timp comandant. Au fost 4 comandanți care au intrat în istorie. Ăla de pe Titanic, ăla de pe Concordia. Stai mă, dar știi că există, adevărat, există una care a fost de asta ospătară pe cele 3 vase pe care s-au scufundat, pe Titanic, pe Britania sau nu știu care s-a mai scufundat. A supraviețuit la toate 3 și a murit de moarte bună călcată de o mașină sau ceva de genul. Pe cuvântul meu, e la fel cum există ăla care când au dat americanii bomba la Hiroshima a supraviețuit, s-a dus la Nagasaki și a mai dat și o bombă acolo și a supraviețuit și acolo. Aia pe Titanic nu i-a ajutat cu nimic faptul că erau bine îmbrăcați, erau sobri, că toți s-au scufundat. Orașul este, nu vrei să știi unde. Unde este? În camera motoare. Da. Coboară și el, domnule. Doamne, dar ce cald e. Crezi tu? Bine, vorba vine făraș. Că atâția bani am avut, atâția bani am luat. Uite. Asta e, băi, mărimea nu contează. Tu ai mai multe impresii. Auzi? Să nu-l mătur. Deci că dacă te mătur nu se mai fac. Am dat asta. De-aia are mătur. E măturat de mult, nu? Da. Să mai și vezi fix, bun. 2 mături, 3 mături, 2 mari și 2 mici. Una mică. Bun, hai să închidem aici. Acum spălăm, luăm furtunul și spălăm. Dar stai să aduc furtunul. Stai să închid aici. Ca să nu... Înțeles. Să nu ne ducem la fund. Bun. Esil, te duci cu el până în față? Da. Ia. Hai. Dar vezi cum îl dai, bine? Păi acum vreau să-l descălci. Mai ai? Gata? Stai să iau soluție, că avem soluție specială. Bio. Eram atât de deștept să dau drumul la apă. Ah, ce arde. Nu, deși arată ca și cum tu ai dormit în ea, este soluție de curățat bio.
bio, adică și dacă ajunge în apă, este ok, că este făcută special pentru chestia asta. Da? Trebuie să fim... Noi suntem friendly. Hai, capitane, hai! Dai la mătură, ia, și eu vin după tine și pe partea altă dau eu, hai. Te dai și pe tavan un pic. Hai. Uite, mă! Spălată odată la câteva zile, uite cât de tare se murdărește. Noi am spus mai devreme că aseară ne-am întors târziu și n-am apucat să o spălăm. Dar normal, în fiecare seară când venim de pe apă, o spălăm. În momentul când lumea se dă jos, munca noastră începe din nou. Pentru că dacă rămâne sare, nu-i face bine. Asta e munca de jos. Ce emisiune. Hai, dai. Gura e ușor. Cine a zis că munca e ușoară? Deci el este capitanul de pe Alezi, prietenul nostru care ne mai ajută la sosiri și la plecări. Care vorbește aceeași limbă cu noi. Cu noi, da. Captain on board! El e capitanul de pe vasul ăsta mare. De la el învățăm noi, nu? El e vecinul nostru mai mare. Vecinul nostru vine în vizită, normal, ne ajutăm unii pe alții, așa e la... La fiecare sosire la... plecare, dacă nu el, el e baza. Exact, el are mulți marinari, el are mulți marinari, noi suntem ăștia doi. Da, noi și noi, el are de câteva ori mai mulți marinari ca noi, atât. Da, noi suntem un fel de pic și poc, Ying și Yang, că l-avem pe domnul Kazaku, care el muncește foarte mult, adică vorbește foarte mult. Vorbește bine. Și în restul, da. Domestul Sfami, gătiriu, puteți să afalăm, mă? Zice să aducă domestul să facem un test de albire. Zi să aducă, hai. Facerca, nu spunem ce e, dar e ceva din Turcia. Cu freza asta n-ai cum să faci bine. Salut, Andrei. Viitorul campion. Vrei să fii marinar sau nu vrei să fii marinar? Sau nu-ți mai trebuie să fii marinar? Zi, vreau să fiu campion la GP. Marinar? Ce, ți-e frică de apă? Hai, vii on board și pune mâna pe mătură, hai. Că îți dau imediat și ție ceva de făcut. Hai. Fii atent. Ce faci, Andrei? De jos geanta asta de interlop de la Galați. Pune mâna pe mătură și dă-i. Auzi, dacă muncește el, tot caza cu muncă grea se cheamă, nu? Hai. Dă-i să iasă, știi cum? Hai. Hai. Se cheamă organizare bună. Da. Se cheamă, știi, e o vorbă românească care spune așa, unde sunt doi, trebuie un șef. Și tu ai luat doi comandanți, aibă grijă de bărbăta ta. Da, nu, a uitat că eu am făcut curat în camere de dimineață, că el este comandant pe vasul ăsta mare, de lângă noi. Dar asta înseamnă viața în port, să ne ajutăm unii pe alții. Normal, așa este. Aici, pe în port, suntem ca o familie. Ne ajutăm unii pe alții, așa e normal, așa e în toate porturile. După ce te-am declătit aici, mai băgăm apă în rezervoare. Avem de umflat două baloane și de pus cauciucul ăla ca să fim siguri că vasul e ok. Și mergem să aducem
Mergem să aducem motorină, că altfel nu putem să ieșim în larg. A, bun. Și acum lăsăm să umple. Asta e apa pe care o folosim la toaletă, la bucătărie, la baie, la duș, peste tot. Cu toată apa asta funcționează vasul. Cât se umple, avem timp să ne odihnim. Hai! Hai, mai un pic, mai un pic, mai un pic. Ăla-i, ăla-i, ăla-i. Yes. Okay. Ăla-i, ăla-i, ăla-i. Ok, aia am zis. Hai de la picior. Da, mam. Hai. Nu aveam susținere la port și așa că a trebuit să luăm un cauciuc care era mai departe de noi și l-am pus în dreptul nostru ca să vasul să nu se izbească de ciment. Hai topăi cu cauciucul ăla. Haide-o. Da. I-am dat și eu. Toate pânzele sus. Bine, nu pânzele, motoarele acum în cazul. Se uită pe ceasuri acolo, verifică temperatura uleiului, nivelul uleiului, temperatura apei, ca totul să meargă bine, pentru că pe apă este periculos dacă ți se întâmplă ceva și rămâi fără propulsie, pentru că nu prea poate să vină cineva să suni să te tracteze așa ușor. Pe lângă asta, avem aici două generatoare, ele sunt desfăcute pentru că urmează să le facem revizia. Două generatoare de curent, în momentul când mergem pe mare, măcar unul din ele este pornit, dacă avem consum mai mare, le pornim pe amândouă. Din nou și ele merg pe motorină, așa că, ce credeți, avem nevoie de multă motorină. Așa că hai la PECO! A, bun! Acum avem aici ceva butoaie, nu? Bidoane de apă, ăla e ulei, alea. Avem aproape 100 ceva de litri, cam atâta ne trebuie să ieșim astăzi, să vedem că totul funcționează, ieșim până la intrarea în port, după care mâine dimineață vine cisterna și ne umple. Cantitatea de motorină de care noi avem nevoie este mult mai mare și atunci pe noi ne alimentează ori cisternă, ori mașini care fac chestia asta. Astăzi a trebuit să completăm motorul pentru că trebuia să ieșim să probăm niște lucruri la motoare. Bine, să fie clar, la Bela trebuie o grămadă de motorină normal. Ce facem noi acum e pentru ca să ieșim doar noi astăzi, iar mâine dimineață ne vine pentru mentenanță. Da, noi acum luăm cât să ieșim ca să vedem că totul e în ordine, că motoarele merg, că totul e ok. Ieșim, când ne-am întors, o punem și dimineața ne vine cisterna și că plecăm. Venim să luăm platourile de mâncare pentru invitații de mâine. Atât. Hai să luăm mâncarea. Mâncarea mea, de fapt nu a mea, a invitaților. Da bine, eu sunt ca acasă, la mine e simplu. Hai, stai că și fac așa. Pa! Uite ce am aici. Mihai! Bună. Am și eu mâncare pregătită? Mersi.
Da. Mulțumesc. Și pâine prăjită? Senzațional. Perfect. Mulțumim. Arată senzațional ca de obicei. Hai ce bine arată. Fai, și îți dai seama că eu nu am cum să mă ating de asta. Eu n-am cum să mă ating de asta până mâine când vin oamenii. Hai greș, ca eu n-am cum să mă ating de asta până vin oamenii mâine. Cât de bine arată. Bine, mai ciuguleț, mai fur și eu cât un pește. Hai. Ia, nu da pe lângă. Nu da pe lângă. Papă. 40 tot. Pe un motor, ori 2, 80. Dacă te mai dai și la ea... Nu mai te-ai dat pe jos. Nu cred. Acum, da, la mișcarea aia. Capitania Media Motor Yacht Bella. Capitania Media Motor Yacht Bella. Motor Yacht Bella, vă ascult. Bună ziua, domnul capitan. Vrem să ieșim și noi puțin din port, vrem să facem o probă de motoare. Nu vrei să punem valori. Da, domnul capitan, mulțumim. La ce? Cu grijă au apărut valuri. E vreun vapor care se mișcă? Nu, nu, au apărut valuri. Avem cumva trafic pe canal? Mă gândesc că ne zicea dacă era ceva. Bun. Baloanele sus. Baloanele sus, deschidem în spate. Thrusterele ai pornit? Bau, da? Da. Stai. Păi mi-ai luat comanda! Pornit, bau, ia comanda, sus! Astea două sunt motoarele din spate, babord și tribord, adică stânga și dreapta. Și ăsta se cheamă bau, așa îi spunem. E un motor care este în fața navei, care mișcă nava în stânga și în dreapta, pentru că ea nu are o cârmă, ea are cârmă doar pe spate și ar fi imposibil altfel de menit. Ia zi! Nu-i tare vânt. Ce părere ai? Ce, nu vrei să ieșim? Ba, dacă suntem să... Bine, n-am venit să spun că după ce am ieșit, sănătate bună. La ancorare, când ne întoarcem, o să ne chinim un pic. Fii atent ce repede ne... Fii atent. Ia uite-te, dau un lat băul la stânga și uite-te cum ne... Da, mă, da, da. Fii atent, acum îl oprești și iar ne împinge, ia să vezi. Da, da. Să vezi ce probleme să ai și alezi. Dacă noi suntem plecați și alezi nu e aici, e... Ok, deci desfacem și dăm, sau așteptăm să mai lase vântul? Avea bunicul meu o vorbă, cu apa și cu focul nu te joci. Hai să mai stăm puțin. Hai să mai stăm un pic. Uite, deci tu-ți. E un pic puternic. E un pic prea puternic vântul. Uite-te la pupa, fii atent. Am oprit bau. Da. Vreau să plecăm, doar că s-a pus vântul foarte tare. Uite, îți dai seama acolo cam cât de tare bate vântul. Dacă azi dimineața aia se învârtea ușor așa, probabil acum e undeva la 8 noduri. Și este mai suntem... greu de manevrat? Problema este nu de manevrat, de plecat, că de plecat am plecat, să zic așa, ușor, pentru că ne-am dat drumul, ne-am trage în ancoră și ne-am duce în față. Problema este la ancorare, pentru că o să fie...
De comun acord am hotărât că nu sunt condiții meteo pentru a ieși și pentru siguranța noastră și a tuturor, pentru că voi toți sunteți în grija noastră din momentul când călcați pe barcă. Nu am vrea să riscăm. S-a pus vântul și pare că se întâlnește tot mai tare. O să ne anunțăm căpitenia că nu ieșim pentru moment. Așteptăm să vedem dacă vremea se îmbunătățește, dacă o să țină cu noi, ieșim. Dacă nu, așa se mai întâmplă câteodată pe apă, nu e numai de noi. După o zi de muncă în care ai muncit, ai pregătit, te-ai strofocat ca totul să fie curat și să fie perfect, uite că arunci și în situația de a sta legat de mal, că nu depinde doar de tine. Capitania Media Motor Yacht Bella. Dă-i pe stația mare. Bella, vă ascult. Domnul capitan, am hotărât că nu mai ieșim. S-a întețit și la noi foarte tare vântul și am hotărât că rămânem la mal. O să încercăm mâine. Vă mulțumim pentru permisiune și o seară plăcută și cu serviciu ușor. Se poate pe Marea Neagră să se întețească vântul mai tare și atunci să fie cu adevărat o problemă și să nu mai putem să venim înapoi la mal. Din păcate chiar așa este. Muncești o zi, nu poți să ieși. Vântul nu numai că s-a întețit, nici cei de la capitanie nu ne-au mai dat permisiune să părăsim portul. Așa că ce putem este să vă spunem că vă mai așteptăm la noi pe barcă. Măcar pentru a vă plimba, că de ajutat ne-ați ajutat la curățenie și la a face tot ce e de făcut. La fel ne dorim ca mâine să fie o vreme bună, să putem ieși în larg. Asta e viața pe mare. Și pentru cei de acasă, mare vă îmbrățișează.